Bună ziua! Vreau să vă arăt rezultatele tăierii la un prun care avea ax și l-am reconstruit, să zic așa, adică i-am scos axul respectiv și l-am transformat cumva într-un vas ameliorat. Dacă voi duceți în spate pe canal, o să vedeți pe canalul de YouTube, o să vedeți videoclipul cu tăierea la acest prun. Deci practic am scos niște ramuri, un ax, mă rog, mai groase. Odată aici mai fost și aici una tăiată și mai pe acolo și l-am lăsat în 5 șarpante. Asta una, aceea două, am zis atunci semiaxul ăsta 3 și încă două aici, 4 și asta de aici 5. Sunt 5 șarpante, poate încă e un pic aglomerat, dar deocamdată lăsăm așa. Am ales metoda domnului Stănică cu ramurile de semischelet lungi. La unele a dat rezultat, sunt pline de fructe. La altele nu. Atunci, acum va trebui să intru după ce stau aceste ploi și să reduc din aceste ramuri înalte, lăsând doar capătul șarpantei un pic mai lung. Ramurile de semischelet o să le reduc. A reacționat bine la tăierile cele mai dure. Observați că e plin de prune. Este un anașpet. Da? Dar că acum urmează niște tăieri în verde, astfel încât să mai reducem din ramurile acestea care nu toate au fructificat. Acum și de prin lacomi ăștia de pe interior. Anașpet este un prun pentru industrializare, adică puteți să faceți rachiu din el, merge chiar și magiun. Sunt prune dulci, prune de sfârșit de septembrie, foarte productiv, nu prea are treabă cu boli și dăunători, nu intră în alternanță de rodire, deci un prun nemțesc foarte bun. Mulțumesc!